La turiștii care, odată ajunși la mare, nu-și doresc altceva decât liniște și odihnă, se gândesc proprietarii de pensiuni din 2 mai. În mica localitate de la malul mării se fac ultimele pregătiri înainte de sosirea turiștilor. Deci asta e cu două locuri. Toate camerele sunt dotate cu grup sanitar propriu. Da, toate au apă caldă non-stop, televizor, frigider, aer condiționat. Toate sunt confort 3 margarete. Toate au 3 margarete. Iar pe lângă camerele curate, mobilate simplu, dar care oferă turiștilor același confort ca la un hotel de 3 stele, la pensiunile din 2 mai turiștii mai găsesc ceva. Multă verdeață, flori și terase în care pot sta ore întregi la soare fără ca cineva să-i deranjeze. Suntem pregătiți de o lună de zile. Așteptăm turiști. 11 camere, un apartament, toate au condiții de 3 stele, baie în cameră, apă caldă, televizor, internet, aer condiționat. Cei mai mulți proprietari spun că au deja pensiunile rezervate pentru mini-vacanța de 1 mai, iar unii turiști au vrut să verifice condițiile înainte de vacanță și au dat o fugă la mare încă din acest weekend. De unde sunteți? Din București. Și ce face aici la mare? A venit vacanța mai repede? Da. Și băiți, ai făcut? Ai intrat în apă? Nu. De ce? Ierec. Noi venim de foarte mulți ani, știm cum este vremea. Sunt perioade în care poți să prinzi maiul cu o foarte bună temperatură. Dar pentru copii este foarte sănătos aerul ăsta acum, pentru aerosol. Dar le place partea asta sătească, oferită de 2 mai. Nu este o stațiune, este considerat un sat care are aerul boem specific cu un anumit tip de turism sătesc. Și la Mamaia, atmosfera de vacanță pare să fi pus stăpânire pe plajă. În weekend au fost multe grade în termometre, suficiente pentru ca localnicii, dar și turiștii să dea o fugă până la mare. Am profitat de vremea frumoasă de afară, am văzut că e foarte cald și am zis să ieșim, că nu facem treaba asta în fiecare weekend. Surprinzătoare vremea pentru perioada? Da, da, foarte. Și nu ne așteptam nici să fie atâta lume, în primul rând. Ne gândeam că or să fie câțiva, dar nu, am fost cu adevărat surprinși de vreme. Frumos, nu mă așteptam, totuși suntem în aprilie, nu în iunie. Iar veștile bune nu se opresc aici. Meteorologii spun că și începutul de săptămână vine cu temperaturi și mai ridicate, astfel că cei care nu au ajuns în weekend pe plajă o mai pot face în aceste zile.